Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, se întâlnește astăzi cu președinții comisiilor de apărare din Senat și Camera Deputaților pentru a da explicații cu privire la declarațiile sale recente potrivit cărora Rusia ne va ataca și trebuie să fim pregătiți de război, iar de când a făcut aceste declarații, șeful armatei este acuzat de tot mai multe voci că a băgat spaima în populație. O declarație a domniei sale care a inflamat opinia publică și a inflamat-o tocmai pentru faptul că aceste declarații ale șefului de stat major vin într-o situație delicată. Eu nu contest ceea ce spune domnul general. Nu despre asta este vorba. Ce am eu să-i reproșez domnul general este că aceste lucruri le face public într-un interviu televizat. Tot ceea ce ține despre starea armatei, despre dotări, despre tehnică, despre personal, lucrurile astea se discută în interior cu factorii de răspundere de Ministerul Apărării Naționale și în CSAT. Nu cred că este potrivit ca șeful armatei să iasă public să vorbească cât de praf este armata română. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, cere lămuriri pentru ieșirea publică a șefului armatei. Spui că este iminent un război cu Rusia, deși am mari rezerve aici, având în vedere că suntem membri NATO și nu poate fi vorba de așa ceva. Eu înțeleg, o fi Rusia, mama Rusia mare și puternică, da, chiar așa Rusia nu poate să atace NATO și atâtea țări din NATO și război cu Ucraina și așa mai departe. Ori, repet, eu vreau să știu de la domnul general de ce totuși face aceste declarații publice în acest context și nu le face în interiorul structurilor respective. Asta nu e chestiune politică, doamna Chiriac. Nu cer așa demisia că nu știu cine, nu știu ce a făcut. E o problemă cu cadrul legislativ ca armata să poată să facă niște lucruri.